Doamnelor și domnilor, suntem în partea a doua a emisiunii. Vorbim despre drama unui război aproape de noi. Ferește, vorbim despre invazia poporului rus, armatei ruse în Ucraina, într-un stat independent, autonom, indivizibil, spune Constituția acestui stat. Așa spune și Zelenski, așa spun și oamenii care se grăbesc să treacă granița de la, din Ucraina prin Porubne și apoi prin Siret la noi, de teama războiului, pentru fiecare se teme de viața lui. Cu Vasile Bostacă vorbim toate aceste lucruri în partea a doua a emisiunii Între Plus și Minus. Domnule Bostacă, vorbeam despre faptul că aceste lucruri referitoare la drama unei întregi nații nu rămân doar acolo. Ele se propagă fără doar și poate într-o regiune, se răstrâng pe un continent și eu îndrăznesc să spun că un întreg glob este cu ochii asupra Kremlinului, asupra Kievului, asupra relațiilor dintre cele două capitale, dintre cele două armate. Cum credeți că se întâmplă, se vor încheia animozitățile? Pentru că sigur că trebuie să existe un sfârșit. Ne dorim mâine, azi să fie gata. După părerea mea, noi nu avem nimica, nu trebuie să intrăm în conflict cu Ucraina. Noi ce avem, de exemplu, ca să apărăm Ucraina, moralicește, să zic așa, dar restul, noi avem teritorii românești care sunt ocupate de Ucraina. Bucovina din Nord doar e ocupată de Ucraina. Deci avem teritoriul, noi putem să-i luăm la noi cu dragă inimă. Îi luăm și pe ei și luăm și teritoriul. Și tragem granița unde a fost în 49. Și asta e bun. Dar restul, ca să intrăm într-un conflict armat, înseamnă că noi să fim sluguța NATO. A fi sluguța NATO ne-ar blestema urmașii noștri. Noi suntem membri NATO, membri cu drepturi depline în NATO. Dumneavoastră sunteți, eu nu sunt. Mircea Geoană, ba da, și dumneavoastră, Mircea Geoană este adjunctul secretarului de stat NATO. Când vorbim pe Geoană, parcă îi speria de bombe. Și să vă mai spun ceva, cu câteva zile înainte de a începe conflictul în Ucraina, Ministerul Afacerilor Externe, prin Aurescu parcă cheamă pe ministrul de externe, a lansat o alertă de călătorie în Ucraina. În primul rând, nu mergeți acolo, adică. Ulterior a venit alerta inversă, adică plecați de acolo. Asta se întâmpla cu câteva zile înainte de a începe conflictul. În discursul președintelui Iohannis nu am auzit nimic vorbindu-se despre minoritatea care e majoritate profundă în satele de la nordul graniței, prin Carpați, pe la Oprișeni, pe lângă Cernăuți, de acolo, majoritate profundă, cetățeni români care au naționalitate ucraineană, pentru că așa... A fost forțați ca să schimbi... Cum își apără România cetățenii de peste graniță? Cum se implică ea? Prin ministrul de externe, prin ambasade, prin președinte, prin NATO, prin naiba să mă ia. Dați-mi o explicație, măcar pentru că nu am văzut pe nimeni spune nimic. Astăzi văd firme private la graniță la Siret care spun vă luăm de acolo și vă ducem. Prin internate, prin săli de sport, prin campusuri, prin corturi, prin... Ce-i nebunia asta? Bine, asta se face individual niște oameni de suflet. Dar ca să vezi un om de stat de-a nostru, că pămânează de Geoană. Păi cum să fie, doamne, Geoană, dacă taică-s-o a fost un trădător, generalul Geoană, când a blocat ieșirea de la subsolul Ceceului să nu mai poată să refugieze Ceaușescu și drept recompensă Iliescu l-a trimis ambasador în America. Cum pot să fie trădătorii? Că cea mai mare, nu e armata cel mai mare pericol, cel mai mare pericol sunt trădătorii. Dar nu se gândește nimeni la Basarabia, să vorbească de Basarabia. Cu toate că ăia n-ar fi bucuroși, că eu am vorbit cu cineva din Basarabia, zice, vai de mine. Am venit cu dragă inimă, că ne leagă de suflet niște triburi de-astea. Dar când vedem cum își bat joc străinii din România, așa o să-și bate și din noi. Când ne-a distrus industria, 2460 de unități industriale, ne-a distrus agricultura, vând terenurile pe bucățele, ne-a distrus cultura. Haide-mi să fim serioși.
și basarabienii, vă dați seama cât au suferit ei. Nu mai spun că au fost duși în Siberia, care s-au mai întors din Siberia, care așa. După aia, gândiți-vă că sunt căsătorii mixti, soția rusoaică, el român, sau invers, un rus și o româncă, și îi leagă că au copii, așa. Și cine-i bucuros de conflicte? Dar nimeni, eu vă spun sincer, pe cuvânt de onoare, nu și-a mai imaginat cei care am prins al doilea război mondial și eram copii, nu ne-am imaginat că se va mai începe alt dezastru care a fost. Nu ne-am mai imaginat. Nu știți ororile războiului, nu știți câte mame plângând acasă și-au așteptat copiii ani de zile că poate trăiește pe undeva. Și el poate era oasele, știi, cine știe unul, prin stepa calmucă sau nu știu ce. Astăzi dezastrele, de ce se spune că nu e iadul și raiul? Aici, pe pământ, e și raiul și iadul. Că alții, pentru unii, raiul ăștia care sunt miliardari. Păi nu vedeți ce să mai vorbim. Ăștia care au distrus România, unii din ei, își au tărpășița, prinde corbul, scoate ochii. Păi, Petre Roman, care nu e Petre Roman, că e neorlander, exact cum spuneam de Alexandru Graur, că domnul Graur se mândrește când învață românește, o să o facă, când o crește bucățica ce îi lipsește. Că și Graur tot evreu era. Dacă taică-s-o a fost Walter Roman, a fost în brigăzile internaționale din Spania, a fost la Moscova, a venit cu trupele sovietice, a făcut și a făcut ce a vrut el. Și pe piciorașul ăsta de românică, Petrișor, l-a trimis la studii în Franța, așa, a venit, nu mai este, toți care au fost membri din Partidul Comunist, nu mai e niciun membru de Partidul Comunist. Că dacă nu-i vine cu comuniștii? Poftim? Dacă nu-i vine cu comuniștii? Da, dar ca să ajungă om și să aibă de toate, a fost bine. După ce și-a văzut saci în car, nu mai e bine. Dar și aici, unde clădirea asta, unde suntem noi acum, tot sub comuniști a fost făcute și toate blocurile astea care au făcut. Păi dumneavoastră, nu. Și vineți la Câmpul, doamna, sus la Câmpul Lung. Toate căsuțele, când 1865 în Câmpul Lung, chiar căsuțele alea evreiești și nemțești, casele nemțești mai arătoase așa, și restul a fost făcut, fabrici. Acum nu mai sunt fabrici. Azi, unde-ți banii? Dar dumneavoastră, eu vă spun clar, ca om, că eu doar nu o să mai fiu nici candidat, nici cu tare, nici cu tare. Eu vorbesc în numele de român, de cetățean român. Păi dacă ei luau la întrebări pe toți trădătorii ăștia de țară din 90 încoace, inclusiv ăsta cu care m-am cunoscut personal, cu Adrian Năstase. Că după aceea, de ce s-a lansat? Prin sindicatul nostru, că eram la sindicat atunci, eram vicepreședinte pe țară. Și el s-a ridicat, l-a ridicat fiul lui Maribelă, Miron Mitre. Așa, cu sindicatele, când noi am zis la început că sindicatele nu trebuie să facă politică. Sindicatele fac politica sindicatului, să apere interesele muncitorilor. Și așa, și vedeți că ăștia sunt miliardari, a zis că s-a împușcat în gât sau în cap, în așa, ăștia fac scamatorii pe seama poporului. Nu mai vorbesc toți, Petrică Roman, acum toți au neveste, toți... Am vorbit despre personajele acestea, ne întoarcem la Ucraina și ne întoarcem la felul în care astăzi înțelegem să fim atenți la românii de dincolo. Ce vreau să zic eu, dacă ar fi o asociație, să zic așa, Română-Ucraina... Există. ONG-uri, tot felul. O asociație de prietenie, cum era mai înainte, Română-Ucraineană, să aibă și un om tot cu vederi din astea patriotice, nu șovine, nu nimica, s-ar putea să facă o relație civilă, mă refer, nu politică, ca să ajutăm niște oameni. Din cauza că
se spune așa, prietenul la nevoie se cunoaște. Din cauza că copilul ăla mic, care noi vorbim de îngeri, eu când văd copiii ăștia, zic, păi așa îmi imaginez, așa îngerii, că se spune de îngeri. Copii lipsiți de apărare, suflete lipsite de apărare. Trebuie să ne gândim la noi, ce se întâmplă? Nu ai pe cine să contezi și nu ai pe cine, cum să zic eu, dacă cei care conduc județul și au pârghiile puterii în mână și îmi fac numai paradă, ca să zic, uite ce mână de sunt eu, că dă mâna cu tare, cu tare. Asta e ieftine, domnule, noi ăștia în vârstă vă considerăm niște nimicuri. Păi nu fă așa, fă faptic, domnule, ceva. Ia să văd eu. Se duce cineva, s-a dus cineva în iarna asta din cadrul Consiliului Județean, se spune la primarii din zonă, băi, ia vedeți care-s oameni năcăjiți, duceți-le o căruță de lemne. Nu cred că s-a dus, niciunul. Nu. Deci, dacă nu sunt fapte și dacă n-ai... S-a întâmplat asta în campania electorală. Da, da, o să le ducă la vară. Și asta. Deci nu sunt oameni. Ce vreau eu să vă spun? Și oamenii trebuie să înțeleagă. Atâta timp când nu vor vota la alegeri. Când ar fi să fie alegeri, că acum nu suntem în alegeri, nu avem nicio legătură cu campanie electorală. Nu, dar nu vorbim de campanie. Eu am zis ce spuneți. Dumneavoastră spuneți că oamenii au drept lideri exact ceea ce așa, aleg. Exact ce, da, exact ceea ce în loc să gândească ei, se gândesc numai la buzunarul lor. Acum, întrebarea este cum putem să ne implicăm noi ca suceveni, ca bucovineni, ca români în a îi ajuta pe ucraineni când chiar au nevoie sau suntem și noi niște sărbatici? Să vă spun o treabă. Hai că acum mi-a venit în minte. Când a fost timpul lui Ceaușescu, a fost mari dezastre care a scăpat de ele și cu tremuri și inundații și asta. Și știu când a fost la Alba Iulia, de-au murit militarii și de la Rădăuz, care au fost cu ambarcațiune și i-a luat apa și așa, știu că s-a făcut și la Sadova colecte, noi populația din, așa, din zona de la Alba Iulia să facem ce-a vrut fiecare, alții un covor, alții o pătură, alții o haină, alții cu tare, știu că am făcut multe colecte și le-am trimis la Alba Iulia. Adică asta se numește solidaritatea poporului. Dar atâta timp cât vezi că ăștia care ajung, eu nu mai dau exemplu, ferească Dumnezeu, eu tot îl dau pe domnul Futur, că mi-e mai obișnuită gura cu el. Dar când îl văd pe... Cum să fie milă la unul ca oprișan, când îl vezi că așa în fața mea, ca el nu-i nimeni, doamne. Ei, ăștia conduc țara, de-al de oprișan. Și atunci, la cine să apelezi? Că dacă te duci să vii cu o propunere, de exemplu, eu vă spun sincer, dacă ajungeam în 2000, că eu vă spun, de atunci să nu mai aud de, cu toate, că eu am prieteni în PSD și în legătura cu ei pe la sărbători, așa, proveniți din UTC, din partid și rămân, dar concluzia, de atunci să nu mai aud de PSD, că toți o apă și un pământ, PNV, PDLBL, LLLL și tralala și nana, și-și bat joc de oameni. Băi, sunteți escroci în concluzii, că nu ați făcut nimica pentru popor. A te implica într-un partid, să ai o idee, așa cum am fost noi școliți, dar ne școlea din pionerat, să fim educați, să avem solidaritate, să avem aia și să faci bine pentru cel din jurul tău. Și atunci o să fii pomenit. Dar dacă vine peste câțiva ani, o să zic că, băi, cine a fost președintele Consiliului Județean? Păi a fost unul care făcea afaceri cu lemnul cu austriacul. Și au decimat pădurile astea. Sau altceva. Deci asta e. Nu o să pomenească nimeni de voi, nu o să, decât de rău. Și copiilor și mai este o lege a compensației. Părinții mănâncă agurida și la copilii se strepezesc dinții. Nu se știe cum se va întoarce roata, că nimeni nu s-a gândit după război ce întorsături a luat. Și atunci se va ajunge așa, se spune, să nu dea Dumnezeu cel Sfânt, să vrem sânge, nu pământ,
când nu vă mai putea răbda, când foamea ne va răscula, Hristos să fiți, nu veți scăpa nici în mormânt. Așa o să pățească neam din neamul lor. Eu cred că acest conflict în Ucraina se derulează și pe fondul celor minim două crize majore. Adică, pe de-o parte e criza de pandemie, pe de altă parte e criza de gaz. În alte cuvinte, eu cred că Putin, care din punctul meu de vedere joacă ultima dată cartea, pentru ultima dată, pe un sens unic, care nu înseamnă cale de întoarcere nici în fața lumii, nici în fața poporului rus, eu cred că aici este vorba despre o bătălie legată de puterea rusă versus Europa. Și de gazoduct, și de felul în care înțelege un lider. Păi atunci hai să luăm așa, să, nu mă referi, să rămână doar la, să aibă o Europa întreagă la mâna lui. Oricât ați fi de rusofil, domnule Bostacă, nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, pentru că Putin în momentul ăsta este un om care aduce moarte. Atunci nu mă mai botez, mă botez în legea nemțească. Putin aduce moarte, da? Și ăștia ce aduc? Aduc pe Scaramoschi. Ei trebuie să apere. Că, dar cine lui... se apără? Păi se apără de invazie, că invazia nu a făcut-o nimeni altcineva. Americanii. Da, săraci, că ăsta fuge repede și sare pe canalul Mânicii, fuge în grup. Despre gaz este vorba, nu? Aia de gaz, da. Și despre pandemie, în condițiile în care, iată, suntem mai divizați ca niciodată. Bine, culmea, bine, eu cu rușii țin din cauza că am învățat lumea limba rusă. Ce se întâmplă? Și am avut prietene rusă, adică Devușca, Haroșii, Crasivui, așa. Ce se întâmplă? La Borodina. E Crasiva aia de Băcica, așa se spune. Da. Fată frumoasă. Glazaia, așa e Crasiv. Dar la Borodină, cine a fost? Napoleon, da? Tot așa a vrut să ocupe rușii. În primul război mondial, cine a declanșat tot ca să ocupe Rusia, da? În al doilea război mondial, cine a declanșat război tot ca să... Așa. Și cum, cum zicea asta, nici nu vreau să mă lau, nici nu vreau să, așa? Nici nu voi ca să mă laud, nici că voi să te înspăimânt. Convenire tot să, așa, convenire să te cură toți, o apă și în pământ, da. Așa și cu ăștia. Au plecat cu coada în trei picioare toți. Toți au plecat. A ales prost momentul. Acum, în schimb, Putin a declanșat un conflict militar într-un moment în care asta... Dar nu l-a declanșat el. Ba da. El a declanșat într-un context în care Europa și lumea întreagă este mai divizată ca niciodată din cauza pandemiei. Doi, pandemie, gazele... Așa, pandemie ca să ținem... Bun, atunci prețurile astea nebune la gaze, la resurse, înseamnă ceva. Da, domnule, de vă spun o treabă. Cine eu, așa, că eu sunt mai bătrân, așa, mai sclerozat, explicați-mi și mie să nu mor așa de prost. Cine e mai aproape de granițele Rusiei? Americanii? Sau rușii aproape de granițele Americii? Cine? Cine a venit de atocat Iugoslavia? Cine a venit de la omorât ca prin câine pe Gaddafi? Pe Saddam, pe Ceaușescu, cine? Eu nu pot să... Nu am voie, nu pot să îmi exprim vreo părere nu de rău spuneți, lăsa, pentru... Lăsați să mă condamnim pe mine. Pentru ăștia trei. N-am cum. Pentru că au eliberat lumea de tot felul. Ce săraci, uite săraci, așa ne-a eliberat de sărim în sus de bucurie. Păi a venit, domne, dacă... Lumea n-ar fi fost mai frumoasă cu Ceaușescu, cu Gaddafi și cu Saddam. Stați liniștit. N-ar fi fost lumea mai frumoasă cu ei trei la un loc, prieteni. Domne, n-ar fi fost... Și cu Robert Mugabe pe lângă ei. Domne, dar ține la poporul lor. Ține la poporul lor. Din cauza Ceaușescu. Dacă ținea... Păi el ce se întâmplă, domne? El a fost subminat, că nu vedeți că și acum... Stai să vă spun o treabă. Dacă e așa de bine în țările capitaliste, că eu am fost, eu de bine de rău, am fost cunoscut și în Istanbul, în partea asta la alta, am fost în Bulgaria în 68, pe dincoace, prin Polonia, prin astea. Dacă e așa de bine în țările capitaliste, de ce ce mă zic, domnule, pe, fac niște greve de le sar capacele? Păi cum, domnule, așa de bine sau acolo, probabil că așa e distracția. Unii se fac așa și
polițiștii să-i somăgească. Lecția de democrație presupune dialog, nu monolog. Nu. Cuvântul democrație vine de la demos, de la popor? Puterea poporului. Exact. Păi ce puterea poporului? Păi atunci lasă puterea poporului, că dacă s-ar duce în Parlament, ar zbura ăștia, știți cum, ca muștile din Parlament. Că Parlamentul ăla e făcut pentru, ca să conducă țara. Credeți că toate sancțiunile pe care le-a pregătit, le-a dat deja parte din ele, dar le mai și pregătește Europa pentru Federația Rusă, sunt sancțiuni care să îl pune pe gânduri măcar pe Putin? Eu l-am văzut plângând asumat pe Putin, da? Și mi era milă de el. Îi doare șpis pe Putin de ce spun ăștia. Nu, păi da, Rusia are un tiner până în... Dacă nu a fost ăștia când a fost războiul, păi ăștia când au adus niște trupe de elite din Siberia, obișnuite cu frigul și cu treburile astea, că ajunsese nemții la 40 de kilometri de Moscova. Ce mai vorbiți? Și rușii nu, și în primul rând, ăștia au armate de mercenari care ăștia, băi, te plătesc cum mor pe ăla. Ata, pe cât timp rușii, zice, Rusia, mama noastră, Rusia, că au și cântece, care vorbea, le știam că noi la școală învățam și limba rusă cântând și la castră noi mai era Naia, seriile la Moscova, Pomaskovski vicera. Avea și un raznavai mai tine. Dacă vin rușii, mă înțeleg, ea dobri. Poate nu vin. Haideți că nu vreau să ajungem chiar acolo, nu, poate nu vin. Că, de fapt, intenția lor care este? Să trag un semnal de alarmă că rămân o putere mondială? Nu rămâne, că totdeauna a fost o contrapondere, nici vorbă. Dar ce se întâmplă? De la Occident, ce ne-a luat? Industrie, ne-a luat slugi. Dumneavoastră nu știți cât sunt oameni, că eu dacă vorbesc pe stradă, că a fi om ca să te implici politic, înseamnă să fii modest, sincer, cu orice om, să ceri o părere, să vezi pulsul, să vezi așa. Păi ne-a luat tineretul nostru slugi acolo, nu mai vorbim de fetele, ăla sunt simbol de la... De, apropo de chestia asta, pe jandarmii ăștia, de ce v-am arătat legitimația mea de luptător? Bă, da, fii bă bărbat, eu sunt bătrân, mă. Păi cum tu să lași un derbedeu să omoare doi oameni într-un apartament și voi gură cască, voi polițiști amăriți? Sau fetele ele de la... de veselul de acolo, din... care stăteau ei pe lângă gard și ăla, Dumnezeu știe ce a făcut tot la numărul, dar se spune că au fost duse așa, în străinătate. Dar asta este un exemplu. Dar nu, mă, pe de... când vezi, dar lor le-i frică. Că eu știu ce era și în Brăila. În Brăila până mi-a pus cu botul pe labii, pe golanii din Brăilița și din Nedel cu Chercea, că noi învățam boxul ca să știm să nu ne iau oricine la... eram elevi. Așa, nu ca să înveți, dar atunci era disciplină, băi. Dacă înveți un sport pentru autoapărare. Și atunci când s-a făcut decretul 154, și i-a trimis pe toți la stuf, l-a tăiat stuf și a făcut fabrica de celuloză și hârtie de la Chiscani. Și a scăpat Brăila de derbedei. Asta. Bun, mai avem la dispoziție vreo 3 minute. Vreau să închem printr-o concluzie, atât că se poate trage în momentul ăsta, unde să situăm acest conflict? Într-un conflict care vine și pleacă sau într-unul care va rămâne mai mult timp? Cum îl vedeți dumneavoastră? Doamne, categoric că rușii nu mai dau pași înapoi. Categoric. Că este, nu știu, o carte, dacă ați citit-o, al lui Buzatu, care spune istoria nu face pași înapoi. Dar nici ăștia se creadă că își fac de cap cu Rusia. Da, eu categoric că Putin are câștig de cauză, că el e pe teritoriul lui. Americanii aș face altceva. Dacă ați citit Preda Buzescu și Tătaru. Da. Când a zis,
ta, că ai voință și credință în tine, o tătare vină să te lupți cu mine. Că oastea românii de acum s-a luptat în spate, s-a luptat și când a luat Preda Buzescu pe tăta și când a trântit o dată de pământ, a scăpat, așa și oastea românii a înaintat așa, așa și cu Putin. Nu decât să întâlnească Biden cu Putin și să facă lupte libere. S-au întâlnit și tot au vorbit. Problema este că din tot conflictul ăsta România poate să fie unul dintre marii perdanți. Păi dacă noi ținem armată pe banii noștri, pe banii, și când îmi aud, dragi oameni, telespectatori care mă vedeți, nu mă mai luați cu barivernile astea că fonduri europene. O să ne iasă pe ochi și la strămoșii noștri. Astea nu sunt fonduri europene, că nu dă din banilor, dă tot din cotizația noastră a românilor și astea. Iar ceea ce fac și vedeți dumneavoastră că renovări și astea, e din Bucovina, poate că pe bună dreptate renovează, că zice, bă, hai să le dăm niște fonduri la ei prin Bucovina să renoveze, că noi ne punem mâna și ajungem tot noi, că eu doar a fost. Doar... Da. Mulțumesc, domnule Bostacă, pentru toate aceste precizări. Sănătate multă și ne mai vedem. Eu vă mulțumesc și telespectatorilor. Îmi cer scuze dacă credeți că greșesc. Asta e concepția, nu, părerea mea și ideile promovate de cei care cred ca mine și care, fiți siguri că nu toată populația este de acord cu cei care fac parte de la comandă ca să rupe din electorat, când vedeți că Partidul Socialist, numai nu, când aude de socialism, îi se zbunește părul. Nu, măi, că noi nu vă strângem de gât. Vă băgăm legea 18 să vedem de unde ați venit. Cum l-a întrebat pe unul, zice, ziaristul, l-a întrebat pe unul, zice, domnule, cum de ați reușit să faceți atâta avere și atâta castel și nu știu? Zice, prin muncă. Și ziaristul întreabă, ce credea pe munca cui? A furat țara ca să... Mulțumesc, domnule Bostacă, pentru precizări. Doamnelor și domnilor și dumneavoastră, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Până săptămâna viitoare, vă doresc toate bune!